aplicație de tranzacționare MetaTrader 4 Android, fi la simbolul explicat. Vă rog să consultați acest disclaimer, avertizarea de risc. Trebuie să știți că modificarea simbolului este rezervată pentru navigarea aplicației de tranzacționare Android în poziție verticală a telefonului. Meniul platformei Android propus în modul orizontal nu vă permite să schimbați simbolul în timp ce vă aflați pe graficul de tranzacționare. Așadar, cum să schimbați simbolurile din același grafic în platforma de tranzacționare Forex Android? Este foarte simplu, vom da click pe acest simbol, pe acest buton, reprezentat de simbolul dolarului, aflat în partea de sus a barei de instrumente a aplicației de tranzacționare Android. Odată selectat, aveți acces direct la lista de simboluri găsite în secțiunea Symbols din cea mai bună platformă de tranzacționare Forex Android. După ce selectați un simbol sau un activ, graficul se actualizează imediat și afișează cotația simbolului ales în funcție de unitatea de timp care a fost deja activată. Amintiți-vă că Admiral Markets oferă conturi demo gratuite și nelimitate pe Android pentru a vă oferi acces la condițiile reale a pieței valutare de acțiuni și de mărfuri. Aceste conturi vă permit să încercați să tranzacționați pe aplicația de tranzacționare Android în siguranță. Puteți să ne contactați la numărul afișat mai jos, să ne trimiteți e-mail la info@admiralmarkets.ro, să vizitați canalul nostru de YouTube, dar și pagina noastră de Facebook. Vă mulțumim pentru vizionare!